A fost un interviu absolut excepțional. Asta apropo de ce vă mai zic pe aici și dumneavoastră nu mă credeți. Un interviu absolut excepțional pe care domnii Pantazi și Tăpălagă i l-au luat doamnei ambasador al Statelor Unite. Doamna, să nu-i greșesc numele, Kovalec sau Cavalec. Kavalec. Așa. Domnule, absolut. Am mai văzut interviurile ale doamnei luate de ziariști, ca niște ziariști. Normal. Însă acest interviu a fost excepțional pentru că în prima jumătate nu mai știu despre ce au întrebat, chestii de astea generale. După care i-au pus, cred că vreo 10 întrebări au fost. Întrebările erau alea de acum 10-15 ani. Nu e așa că România e o țară foarte coruptă? Nu e așa că noi suntem foarte proști administrativ și asta? Nu e așa că lupta anticorupție s-a dus dracului și asta? Nu e așa că domnul Iohannis a fost aiurea, a candidat aiurea la NATO? Nu e așa că România, administrația, guvernarea sunt niște mincinoși că au promis 2% și n-au cheltuit decât 1,67% și asta? Doamna ambasador, absolut impasibil. Eu îmi imaginez pe ăștia doi cum se dădeau cu capul de colțul Messi când auzeau răspunsurile. Absolut impasibilă la toate aceste întrebări. Întrebări, repet, știți, întrebările cum se puneau de pe mâna lui Băsescu. Și răspunsurile erau altele și din partea ambasadei Statelor Unite atunci. Acum întrebările au fost cu corupția. Nu, România a făcut pași importanți, nu mai e corupție peste tot în țară, trebuie continuată. Lupta a scăzut. Nu, noi constatăm pe termen lung progrese și sunt convins că o să fie în continuare progrese în lupta anticorupție. Nu e așa că suntem mincinoși că am zis 2% aici. Nu, România e lider în mișcarea asta de înarmare și de nu știu ce și asta. Nu e așa că Iohannis a candidat aiurea? Nu, domnul Iohannis e un președinte, un partener extraordinar și un președinte, noi îl respectăm pe domnul Iohannis, tot ce a făcut foarte bine și nu știu ce. Numai așa i-a răspuns. Ăștia cred că nu-și revin câțiva ani de zile după interviul ăsta. Domnule, Deci, dar e pornind, dreptul lor să pună aceste întrebări. absolut și dreptul meu Da? să comentez. Sigur că interviul a fost luat înainte de țeapa de care ziceați dumneavoastră, dar eu tind să cred că și după țeapă, americanii, dacă îi întrebați, Da, vă spun adică, la fel. deci, și eu cred același lucru aici, adică totuși nu cred că s-au supărat americanii că au pus un tacâm în plus la masă. Și n-a venit să mă lovi, fi mâncat cineva Păi pe nu, cred că au acolo. anunțat dinainte totuși că nu vine, nu cred că s-a... Credeți că s-a obosit? Păi cred că a pus-o pe doamna aia care e de la doamna domnului Doamna Bulcu. Paconțu sau cum o cheamă.